mari probleme în ziua de azi. Au probleme adevărate, nu ce discutăm noi. Mai exact, Andreea Mantea trece printr-un moment foarte greu din viața ei. Am înțeles că a rămas fără job, nu? Sau ce s-a întâmplat? A rămas fără job, s-a certat cu turcii de la Canal D și trece printr-un moment de depresie, se zice pe aici, pe la Gazetă. Este tristă, a rămas fără job și nu găsește, domne. Caut un job, dar nu găsesc. Exact. Asta? Bate pe la ușile televiziunilor în căutare de job, nu își dă seama ce alt ar putea să facă, ce job să-și găsească. Asta nu e o dilemă în România, ce job ai putea să ai. În România se fac foarte multe lucruri, nu știu dacă înțelegi. În România poți să faci absolut orice în momentul ăsta. Cum să luăm așa? Ar putea să ducă ulciorul de două ori la apă, de exemplu, vezi? Sau să răstoarne buturuga mare. Să răstoarne cadrul cu proști. Asta cu siguranță ar putea să facă. Ar putea să aibă act de cojocul cuiva. Dacă să-l face crăitoreasă. Nu, mai exact, ar putea să aibă act de cojocul Adelinei Pestrițu, care i-a suflat locul și care mai câștigă și multe mii de euro. No, ar putea să o bată la ochi. Ar putea să facă din cal măgar și din țânțar armăsar, de exemplu. Nu, no, de ce? Păi ar însemna că face prea multă dramă din situație în cazul ăsta. Ar putea să își găsească o altă îndelnicire sau să fure azi un ou și mâine un bou. Mie mi s-a părut întotdeauna că Andreea Mantea e bună la rânjit fasolea. Nu, mie îmi place privirea ei, mi se pare că ar putea să se uite ca mâța în calendar. Sau ar putea să umble cu cioara vopsită, de exemplu, altă activitate. Cu animalele, na, cred că iar i s-ar potrivi mai bine să caute calul de dar la dinți. Andreea Mantea, stai că mă încurc. Ar putea să nu audă bine, dar să le potrivească. Ar putea să vede la urmă că râde mai bine. Aia e, asta este. Asta e. Andreea Mantea, dragă, uite, ți-am găsit vocația. Ai putea să râzi la urmă că râzi mai bine. Oricum sunt convins că o să găsească ceva, o să facă din Rahat Beach. Ca să zic așa. E fată de scurcăreață. Bine, tu dai seama că a rămas și fără iubit între timp, a rămas fără job. Dar Andreea, noi avem mare încredere în tine, să știi. Și în cazul în care nu știi cine suntem, bună ziua, suntem băieții cu gazele. Ne deschide și nouă, vă rugăm. Schimbul 3 în mare fel cu Bogdan și Șurubel. To the club like what up, I got a big I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes, then a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. What she know about rocking a wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa.
The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop and that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. Whoa. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella. Whoa. Don't eat gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella. Whoa. Won't. Man, you hella won't. Whoa.